terminale vor merge la școală în scenariul roșu. Practic se ajunge la un scenariu hibrid. În scenariul roșu vor avea acces elevii claselor terminale, chiar cu această condiție pe care o să o explic, aceea a prezenței fizice pentru jumătate din efective. Este vorba de cele 4 săptămâni care s-au scurs de la începerea semestrului 2. În data de 8 februarie a început semestrul 2 cu prezență fizică. În toată această perioadă, prezența medie pentru clasele terminale a fost situată sub jumătatea efectivelor, între 12 și 14 elevi per clasă. Deci cei care au mers până acum la școală vor putea merge la școală, cei care nu au mers până acum la școală, de asemenea, vor putea să aibă acces la învățământ online. În scenariul 3 mergeau la școală până acum doar elevii de ciclu primar și copiii de grădiniță. Reprezentanții elevilor spun însă că fiecare familie trebuie să aibă libertatea de a decide dacă își trimite copilul la școală fie fizică, însă doar dacă se desfășoară în aer liber. Nu se va purta mască nici în timpul orelor de studiu la instrumentele de suflat. Fenomen ciudat în parcul Iore din capitală. De mai bine de 3 săptămâni, apa lacului este roșie. Specialiștii vorbesc despre un adevărat dezastru ecologic. Comisarii de la Garda de Mediu fac acum cercetări pentru a stabili ce se întâmplă cu lacul. Nu se va purta mască nici în timpul orelor de studiu la instrumentele de suflat. Fenomen ciudat în parcul Iore din capitală. De mai bine de 3 săptămâni, apa lacului este roșie. Specialiștii vorbesc despre un adevărat dezastru ecologic. Comisarii de la Garda de Mediu fac acum cercetări pentru a stabili ce se întâmplă cu lacul. Bucureștenii care se plimbă prin parcul Iore au parte de o priveliște deloc plăcută. Apa lacului este extrem de murdară și a căpătat o culoare roșiatică. Între timp, Garda de Mediu a anunțat că a fost identificat un posibil poluator, dar verificările continuă. Au făcut o verificare acolo, s-au prelevat probe, rezultatele de la buletinele de analiză sunt la colegii noștri de la municipiul București. Până la această dată, nu din primele verificări, nu s-a putut stabili un poluator cu certitudine. Una dintre explicațiile date de specialiștii în mediu este că apa lacului ar fi contaminată cu dejecții după ce s-ar fi spart o conductă de canalizare. Ne gândim la 3 factori de poluare. Unul ar fi, să zicem, o poluare intenționată, da, ar unor deversări de vitanje, de exemplu, și mai avem și posibilitatea ca anumite unități economice din cadrul parcului să fi deversat anumite substanțe. Posibilitatea cea mai mare o dă această variantă că s-ar putea să se fi deversat fecale în lacul Iore. Specialiștii se tem nu doar că sănătatea locuitorilor din zonă este pusă în pericol, ci că ar putea fi vorba despre un adevărat dezastru ecologic. Ecosistemul acesta din parcul Iore, care era destul de echilibrat, într-adevăr, fiind încărcat cu acești compuși chimici, poate fi mult influențat. Urmează să identifice cine este poluatorul și să se dispună măsurile în consecință. Șeful Inspecției de Sănătate Publică din Gorj a fost răpus de COVID-19. Adrian Dobrin urma să fie adus cu ambulanța la București, doar că mașina salvării a rămas pe drum fără oxigen. Medicii l-au dus imediat la spitalul de urgență, la secția de urgență a spitalului din Râmnicu-Vâlcea, dar bărbatul a murit 2 ore mai târziu. De câteva zile, Adrian Dobrin, șef la Sanepid Gorj, se afla internat la spitalul din Târgu Cărbunești. Aseară, din cauza stării grave de sănătate, pacientul urma să fie transferat la București cu o ambulanță. Era dependent de oxigen. Între Horezu și Vâlcea, stația de oxigen de la ambulanță s-a defectat. Șeful Sanepid Gorj a fost astfel dus la serviciul de urgență al spitalului din Vâlcea. Pacientul, într-adevăr, era pozitiv și avea o pneumonie acută masivă severă bilaterală și avea mai multe diagnostice, erau într-o stare foarte gravă și, într-adevăr, s-a preluat pe ventilator. La intrare în Râmnicu-Vâlcea, însă, a intervenit această defecțiune, s-a ars o siguranță în tabloul de bord al ambulanței, s-a trecut pe ventilare manuală a pacientului și s-a dirijat direct către unitatea de primire urgență. La 2 ore și jumătate de la intrarea în UPU, pacientul a intrat în stop cardiorespirator. Șeful Inspecției de Sănătate Publică din Gorj a fost resuscitat, dar medicii nu i-au mai putut salva viața.
Colegii de la Salvare au recurs la singura opțiune sănătoasă pe care o aveau în acel moment. Vorbesc despre ventilație pe balon și probabil administrarea suplimentară de oxigen. În situații critice trebuie să ai și acest plan B, iar dacă au reușit să facă acest lucru, au făcut exact ceea ce trebuia făcut într-o situație critică, dar evident ar fi fost cel mai bine să nu se ajungă într-o astfel de situație și asta înseamnă dotare la nivel global al sistemului de salvare din România. Pe perioada stării de urgență, Adrian Dobrin a ocupat funcția de director al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. În ultimele două săptămâni, patru angajați ai DSP Gorj au fost diagnosticați cu COVID-19, printre care și fostul șef de la Sanepid. Capitala intră în scenariul roșu, iar chefurile tot nu se mai termină. Zeci de amenzi au fost date de polițiști administratorilor mai multor cluburi și restaurante de fițe din capitală. Și clienții au fost sancționați de poliție pentru că nu respectau măsurile antipandemie. Cluburile de fițe din capitală organizează în continuare petreceri cu toate interdicțiile impuse de autorități. Și azi noapte, localurile din nordul Bucureștiului, acolo unde se amestecă vedete cu beizadele și cu tineri de bangata, au fost pline. 8 cluburi și restaurante din nordul capitalei au fost controlate, fiind aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 42.500 de lei pentru nerespectarea legislației în domeniul COVID și a normelor din domeniul sănătății publice. Însă atât pentru clienți cât și pentru patroni pare convenabil să plătească amenziile derizorii date de polițiști. Ce mai contează câteva sute de lei pe lângă notele de plată de mii sau chiar zeci de mii. Altfel stau însă lucrurile pentru oamenii obișnuiți prinși de polițiști fără mască prin piețe sau mijloacele de transport. Au fost verificate 1335 de obiective, reprezentând piețe agroalimentare, târguri, complexuri comerciale, mari magazine, dar și magazine de cartier și terase. De asemenea, au fost efectuate controle în 2875 de mijloace de transport în comun, de suprafață, dar și de subteran. Amenziile date au fost usturătoare, iar polițiștii anunță că verificările vor continua și în zilele următoare. În cadrul acțiunii au fost legitimate peste 6800 de persoane, iar în urma verificărilor au fost constatate și aplicate peste 1059 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 334.000 de lei. Românii nu vor să revină la munca față în față după pandemie. Ultimele studii arată că angajații au reușit să se adapteze noi realități și să-și poată îndeplini munca indiferent de locație. Între timp, 80% dintre companii au luat ca decizie sau analizează perspectiva permanentizării telemuncii. Călătoriile și întâlnirile cu cei dragi sunt în mintea majorității persoanelor care, în perioada pandemiei, au vizitat doar supermarketurile și farmaciile. Contextul COVID-19 i-a făcut pe români să regândească în profunzime stilul de viață, de la locul de muncă, la hobby-uri și la ieșiri cu prietenii. Călătoriile sunt pe primul loc în preferințele românilor atunci când vine vorba de revenirea la normal, mai ales în rândul celor cu venituri mai ridicate. Călătoriile foarte mult ne-au lipsit și ne lipsesc în continuare. Nu ne putem întâlni cu familia, prieteni, copii. Stau în casă, nu mai comunică la școală. Școala, e foarte greu cu școala. Așteptăm să revenim la normalitate. Ne dorim foarte mult. Libertatea de mișcare. Cel mai important lucru. Aveam momente în care simțeam că mă sufoc în casă și vroiam ceva să ieșim, să ne plimbăm. Ieșirile și întâlnirile cu prieteni. Implicit și distracțiile atâta timp cât nu ne-am mai putut vedea. Și deplasările, concediile, plecările, socializarea, partea de socializare în general. Excursiile, cel mai mult. Da. Și ieșitul cu prietenii. Dar a fost și bine că am văzut țara. N-am mai plecat afară, am văzut România. Mult. Mult, mai mult decât până acum. Mai mult cu spectacole, cu teatre, cu... Asta ne-a lipsit. Mi-a lipsit coloana vertebrală a conducătorilor noștri. Asta mi-a lipsit. Totul e catastrofă. Economia e la pământ, oamenii sunt demoralizați. Interesant este faptul că revenirea la job nu se află în topul dorințelor românilor în legătură cu reluarea activităților, așa cum erau ele înaintea izbucnirii pandemiei. Nu le este dor nici să facă cumpărături în magazine fizic, întrucât s-au îndreptat spre mediul online din ce în ce mai mult. Conform unui studiu Reveal Marketing Research, 43% dintre români afirmă că fac cumpărături online într-o săptămână obișnuită.
A fost descoperită cauza incendiului care a mistuit aproape toată mansarda Palatului Administrativ din Suceava. Totul a plecat de la un conductor electric defect. Cu mai multe detalii ni se alătură prin telefon acum Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava. Bună ziua! Bună ziua! Ce informații aveți pentru noi? Așa cum spuneați și dumneavoastră, până la urmă, Comisia de Cercetare de la fața locului, compusă din specialiști din Inspectoratul de Poliție Județean, din Poliția Criminalistică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar și specialiști pe rețele electrice, a stabilit faptul că incendiul a izbunit în zona uneia dintre grupurile sanitare de la nivelul mansardei. Cauza probabilă de izbunire a acestuia a fost efectul termic al curentului electric generat de un conductor electric defect. Ce vechime avea respectiva instalație electrică? Clădirea se pare că este din anul 1902, deci avea peste 100 de ani. Înțelesesem cumva că mansarda fusese reparată prin 2015 sau, mă înșel? E posibil să fi fost făcute lucrări, dar nu știu dacă au neapărat legătură directă cu cauza incendiului. Deci cumva spuneți că starea precară, vechimea clădirii, stă la baza acestui dezastru efectiv. Nu pot să afirm acest lucru, ci pur și simplu a fost o defecțiune a unui conductor electric, v-am spus, care a generat acel efect termic. Știți de unde a plecat incendiul? Pot să vă spun că focul s-a extins în zona podului, care era puternic ventilat de goluri de aer și în care se afla și o cantitate mare de materiale combustibile, deosebit lemn, astfel încât s-a produs o ardere generalizată într-un timp foarte, foarte scurt. Inclusiv vântul puternic a fost factor favorizant în dezvoltarea flăcării. În acea zonă ajungeau, eu știu, dintre angajații respectivei clădiri? În unele zone ale podului erau amenajate și încăperi birouri, da, petit birouri. În ce stare se află restul clădirii? Există afectări și la nivelul primului etaj al parterului? Din fericire, doar mansarda vorbim, apoi începând cu etajul 2 și etajul 1 și parter, pot să spun că sunt în regulă. Cel puțin parterul este destul de în regulă, deoarece pot să vă spun că s-a efectuat o evaluare preliminară a clădirii și s-a observat că parterul și primul etaj sunt mai puțin afectate și este posibil ca în perioada imediat următoare spațiile de la nivelul parterului să poată fi reutilizate. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile. A fost Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava. Partidul Mișcarea Populară și-a ales noua conducere. În cadrul congresului desfășurat la Sinaia s-a candidat pe moțiuni, iar singurul care s-a lansat în cursa pentru șefia formațiunii alături de o echipă a fost prim vicepreședintele PMP Cristian Diaconescu, care a și câștigat. Trebuie să începem cu propria noastră determinare. Prin această moțiune, pe scurt, vă rog să dați acestui partid solidaritate, înțelepciune și coerență la nivel local și central și îndrăznesc să mă obrig în fața dumneavoastră și să vă promit că eu am să-i dau un viitor. În cadrul congresului, fostul lider al PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, s-a declarat convins că la alegerile parlamentare formațiunea a reușit să depășească pragul electoral. Regret că ultimul exercițiu electoral, deși cu toții suntem convinși că am reușit să depășim acel 5% nenorocit, din păcate, solidaritatea partidelor celelalte a făcut ca partidul nostru să nu-și poată duce cauza până la bun sfârșit. Trebuie să o spun încă o dată, cele 1099 de contestații depuse de PMP la Biroul Electoral Central, deși au întrunit susținerea tuturor magistraților prezenți în acest organism electoral, celelalte partide însă nu au dorit acest lucru și sigur s-a validat rezultatul pe care îl cunoaștem cu toții, nedrept, incorrect. Tomac a lansat și un atac dur la adresa partidelor care alcătuiesc actuala coaliție guvernamentală, în special la adresa USR, formațiune pe care a acuzat-o de dublu discurs după ce a ajuns la putere.
Am cerut transparență totală în ceea ce privește cheltuirea banului public. Unde sunt vocile strigătoare de la USR care militau pentru transparență și justiție? Ca o majoritate astăzi în Parlament, cine îi oprește să adopte această lege? S-a săturat societatea de ipocrizie. Veți vedea că nu vor vota două tururi. Sunt absolut convins de acest lucru. Pentru că nu-i mai interesează. Reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost adoptată de Senat. Au majoritate. Cine oprește astăzi să dea un singur vot pentru a respecta ceea ce milioane de români au decis într-un referendum național? PMP a ratat intrarea în Parlament după ce la alegerile generale de anul trecut a obținut 4,82% din voturi la Camera Deputaților și 4,93% la Senat. Imediat după scrutin, liderul formațiunii, Eugen Tomac, și-a asumat rezultatul și a demisionat din funcție. PMP continuă încă să activeze în administrația locală, acolo unde are peste 2000 de consilieri locali, peste 70 de consilieri județeni și 49 de primari.